Yeah. All right. Then check this out. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Oameni buni, știți foarte bine, acum câteva zile am primit un nou dispozitiv și anume o placă de captură de la Vermeer numită Live Gamer Ultra, ce îmi permite să filmez în 4K 60fps și odată cu ea au venit și câteva videouri de o calitate ceva mai bună. Probabil că ați observat ultimele videouri postate sunt de o calitate ceva mai ridicată față de cele precedente, pentru că am reușit să le filmez la 1440p real. Nu mai facem upscale sau alte nebunii de genul acesta cum am mai făcut până acum și se vedea totuși un pic diferența dacă aveai un monitor sau un televizor de o rezoluție mai mare. Acum e bine, făcând acest review am testat și funcția de înregistrare 4K și pot să spun că sunt extrem de mulțumit de rezultate. Așa că am să vă povestesc puțin despre ce îți oferă placa de captură și am să vă arăt și câteva teste cu ea să vedeți ce știe ea să facă și cum arată videourile în 4K, oameni buni. În primul și în primul rând, placa de captură vine cu un nou program pe care îl puteți folosi să înregistrați, să faceți stream sau să vă editați videourile filmate cu această placă. Se numește Rec Central, este cred că Rec Central 2, pentru că primul Rec Central era destul de nasol făcut și sincer te puteai pierde destul de ușor în el, era destul de buggy și nu era deloc user friendly. E bine, Rec Central 2 este o variantă mult mai bună, mult mai bine realizată și arată ceva mai binișor, așa cum puteți vedea și pe ecran, și chiar vă recomand să folosiți acest program dacă vă achiziționați o placă de la Vermedia. Pe lângă toate astea, puteți să folosiți placa de captură în OBS dacă vă este mai comod sau în oricare alt dispozitiv. Iar videourile editate le puteți edita lejer fie cu ajutorul lui Rec Central sau le puteți edita mai în atenție, mai în detaliu, folosind PowerDirector, ce vine împreună cu această placă de captură, adică primiți și o licență de PowerDirector să o faceți de cap acolo și să vă editați videourile, să le faceți montaje sau alte nebunii de genul acesta. Ei bine, în următoarele momente am să pun și câteva secvențe de gameplay, așa cum am promis, în 4K filmate de pe PC-ul secundar. Și pot să vă spun că rezultatele, cum am spus, sunt destul de bune și chiar pot zic că setez placa de captură destul de ușor. Aveți diverse opțiuni pe care le puteți folosi fie în OBS, fie în Rec Central. Opțiunile sunt destul de rudimentare, adică tot ce trebuie să faceți, să selectați rezoluția, să puneți frame rate-ul și să selectați și bitrate-ul. Recomandarea mea este să folosiți un bitrate cât mai mare, undeva până în 40-50.000, pentru că totuși dacă folosim 4K și la o frecvență de 60, sigur aveți nevoie de un bitrate destul de mare, pentru că ce drept am văzut și cu 30 de mega pe secundă apar ceva artefacte și nu vrem să apară chestia asta, pentru că în special noi asta urmărim să avem o calitate cât mai bună. Așa că, oameni buni, bucurați-vă puțin de gameplay și eu sper totuși că v-a plăcut această placă și această micuță prezentare. Dacă v-a plăcut, oameni buni, știți ce aveți de făcut, aveți niște link-uri în descriere ce ar putea să vă ajute cu mai multe detalii. Special vorbind aici de preț, de alte specificații pe care le are și, sincer să fiu, montarea acestei plăci este destul de simplă, aveți doar de băgat 3 cabluri, cablu de alimentare USB, cablu HDMI ce vine din consolă sau PC-ul secundar și cablu de pass-through sau output, ce vine în monitor pentru a vedea ceea ce vede și placa de captură, fără să trebuie să stai cu un program deschis pe desktop și să-ți bați capul cu probabil mini delay pe acolo așa. Dar cu asta fiind spus, eu mai bun, eu sper tot ce v-a plăcut acest video și nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!